de ce vrei să facem un scenariu? De ce nu de ce nu poliți? Dacă nu mi-asumam, nu candidam. Faptul că eu candidez înseamnă că mi-asum conducerea partidului către o victorie. Deci mi-asum prin candidat. Vă dat demisia în cazul cu care pierd alegerile? Dar de ce credeți că o să pierdem alegerile? O să le câștigăm. Adică nu doar dacă vă intrați în felul 2. O să câștigăm alegerile. De ce nu credeți orientul unui candidat comun? De ce nu ați fost de acord cu asta? Pentru că asta a fost hotărârea luată în Comitetul Executiv Național. Nu eu decid, a fost un vot în Comitetul Executiv Național. Doamna premier, ce nu ne-a spus este cum să facem sondaje. Ați prezentat un sondaj. De ce nu ați prezentat sondaje pe persoane, doamnă? De ce nu ați prezentat sondaje pe persoană și doar pe scorul partidului? De ce trebuia să mai prezint sondaje în condițiile în care doamna Firea nu a mai vrut să candideze. Dar care este păi trebuie, trebuie să știe și partidul cât are candidatul cu care toți, merg. Le știu toți. Nu le știu, doamna premier, că de aceea vă și întrebăm. Aveți cu mult sub scorul partidului? Nu. Dar ce scor aveți? PSD-ul de la guvernare, dacă pierdeți alegerile prezidențiale? În primul rând, după prezidențiale, noi ne pregătim de alegerile locale și nu cred că cineva va vota vreodată în cadrul unui comitet executiv să se retragă PSD și alte de la guvernare exact în perioada în care se organizează practic alegerile locale. Chiar dacă am pierdut alegerile, pentru că ele sunt prezidențiale, nu sunt parlamentare. Se poate pierde guvernarea doar în cazul unei moțiuni de cenzură care ar putea să fie depusă de către opoziție sau dacă pierdem alegerile. Președintele partidului poate rămâne în continuare în funcție dacă pierde prezidențialele? Dar nu este o competiție pentru alegerile parlamentare. Deci e normal să rămână... Nu, în funcție de președinte PSD. Doamna Dăncilă a spus că dacă se vor pierde alegerile prezidențiale, depune mandatul de președinte, dar nu de premier. Nu, dar a spus doar dacă nu intră în turul 2. Sau dacă nu intrăm într-un aici nu am fost foarte atentă la detalii. Mulțumesc mult!